Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seama asta de PUBG Mobile. Aceasta ne jucăm solo FPP și vom încerca să câștigăm, normal ca de fiecare dată. Încerca să câștigăm, să facem să fie bine, să nu fie rău. Data asta o să schimbăm tactica, nu o să mergem la Painan, cum mergem de obicei acasica la noi, dar o să încercăm să ajungem la niște căsuțe mai mici, poate reușim să le lutăm repede și să... Nu știu, poate prindem arme mai bune, chestii. Nu uitați înainte de toate să apăsați butonul de like, m-ar ajuta foarte mult să văd că vă place faptul că depun puțin efort, puțin mai mult efort pentru acest canal de YouTube, adică postăm, am mers de la postarea unui clip o dată la o săptămână sau ceva de genul, deja la 3 clipuri pe zi, ceea ce credeți-mă că practic mă simt ca și cum aș fi luat-o de la început și it's hard, ok? Deci nu e ok. Avem deja un sniper și un AK ăsta mai micuț, dar na. QBZ, să iau QBZ? Ok, hai că iau QBZ pentru că na, poate găsesc, nu știu, o thing you've done. Check pe de sniper, stai bun. Nici nu mi-l iau are. Quick extended. Ah, ok, nu pot spune check pad pe asta, dar de ce? Nu știu. Mă rog. Da. Și pe lângă acel share, subscribe, nu uitați să apreciați și clopoțelul ca să primiți notificare când încarc clip. Pentru că dacă nu sunteți pe grupul de Discord, nu prea aveți de unde să știți. Altfel, dacă nu aveți nici notificare, nici nu sunteți pe grupul de Discord, nu prea aveți de unde să știți că am postat clip. Mă rog, știți că postez la anumite ore, dar na, înțelegeți ideea. Am dat chestii mai bune, gen level 2, nu? Serios? Chiar, bă, și ăla e ceva nou, faci. Spune să am auzit pe unul, nu știu. Nu sunt sigur, nu mă impacientez, că n-am de ce. În 2X, măcar atât am găsit și noi un 2X să punem pe nebunia asta. AK. K ar fi mai bun, dar păstrez asta. Cine știe când găsește un M4, încă un 2X și incredibil, două veste de level 1. Wow, ok. Am mutat tot zona. Este pe noi și nu este pe noi. O să mergem la casele astea de aici și pe care o să urmeze să mergem în altă parte. Așa că am văzut că s-a întâmplat ceva. Display capture. Așa. Așa, gata. S-a rezolvat, mă băieți. Am rugat, văzut ce am făcut, da, ok. Nu? Zlutate astea? Sau care e faza? Nu, zlutate, nu are cum să fie lutate. Nu, de ce să fie lutate? Pentru că toată lumea se duce pe zonele mari, se ia cât mai mult loot și la astea, casele astea mici sunt așa, gen, în trecere. Nu prea le ia lumea, dacă ce am zis. Găsiți un M16 frumos. Exact ce ne doream. M16, de fapt, noi ne dorim M16 pentru că it's a good weapon. Chiar o armă bună, să știți, că în jocul ăsta M4 e cam cea mai bună armă. Că stai să le iei pe toate. Așa. Gen, asta știu dintr-un clip ceva pe YouTube, am văzut când era acolo, arătau toate armele, tot damage-ul lor și chestii și a ieșit că M4 chiar este cea mai bună armă din joc. Ceea ce e șmecher. Puțin că un M4, hai că începem să găsim glanțe, uitați și un ghiozdan. Mi-au expirat ghiozdanele, acum am văzut. Oh, shit, nu mai am ghiozdanul ăla șmecher. Nu e problemă. Supresor de ară? Nu, no, nu este MGPS ăsta. Ok. Mergi la casa asta pe care o să mă duc probabil aici. Casele astea de aici. Să lutez și pe alea. Na. E mai greu să faci jos de iteme așa, pentru că nu sunt toate la oaltă, dar vedeți că nu am neapărat iteme proaste, adică vedeți că am măcar o vestă de level 2 și mi-ar plăcea să găsesc și o cască, dar da, ne mulțumim nici cu ce avem.
Chiar ar fi o idee bună să găsești o cască de level 2, dar nu. Ia uite, bă, gloanțe aici, câte gloanțe, frate. Mai am loc un backpack, incredibil. Bune, 3x-ul aruncă astea de care nu ai nevoie. Gloanțele de acale postez că nu știi când găsești un car. Și o să fie folositoare. Astea le iau, astea le iau, energizantul. Chiar nu găsesc o cască de level 2. Și pare nici muzzle l-am găsit pentru arăt. Wow. M-aș putea duce mai departe, dar o să continui pe aici. Sper că pus level. Da, pus X3-ul. Măcar X3, dacă n-am găsit ceva mai bun, gen un X4 sau un X6, ar fi bun. Scope, un BMW. Băi, liniște, n-am auzit gloanțe, n-am auzit împușcături, probabil toate împușcăturile au fost în zona asta, deci suntem destul de aproape de zona aia, adică nu chiar atât de departe. Și ar fi trebuit să auzim, dar uite că nu. Nu am auzit. O, da, chiar e departe chestia asta, podul ăsta. Mă întreb de ce oare. Așa mult am mers și nu mi-a dat seama. Sunt niște case. O, e orașul în partea aia. S-ar putea să fie bucuros de lume. Cel mai probabil. Dar noi ne îndreptăm frumos spre pod. Nu cred că... Am văzut, trage de sus în pula, nu? Unde-i frate? De ce nu-l văd? Mă trage de sus, dar nu-l văd. Dude. What the f... Unde e? Că nu-l văd. Dude, serios, de ce nu-l văd? Trage și eu nu-l văd. E incredibil. Wow. Come on, dude. Unde e? Efectiv, nu-l văd. Deci vreau să-mi scrieți neapărat pe filmare să-mi ziceți dacă voi l-ați văzut. Pentru că eu nu-l văd. Omul meu e invizibil, n-are nicio treabă. Mi-a tras puțin în cască, bă, dar nu știu cu ce a tras, că nu prea... Te dropul. Chiar două dropuri. Dar unde e, frate, tipul ăsta? Ok, e ciudat. Chiar e ciudat, nu... Nu stau să mă mai bat. M-am băgat un energizant și dăm viteză. O să mergem la casele astea. Sărim pe pod și... Sau... Spre casele astea din stânga. Dar nu știu. Mă uit, poate o fi, cine știe. Așa ne-am luat puțin damage, dar nu-i problemă. Dar mai puțin, nu-i așa? Văzut drop-ul, uite drop-ul. Bă, pe acțiune, am uitat cineva chiar a tras după mine, dar... Încă o dată, nu știu, nu l-am văzut, deci neapărat să-mi scrieți. Dacă vă uitați, desigur, până aici, să-mi scrieți dacă voi l-ați văzut, pentru că eu nu l-am văzut, ori sunt eu chior, maxim. A, ia că trag băieții. Tot ăla trage de acolo. Nu înțeleg unde stă omul. Da, e ok. Chiar așa nu găsești o cască 2. Chiar așa. De nesimțit e jocul ăsta cu mine. Nu vrea să-mi dea și mie o cască de 2. Oho, medkit. Neapărat ăsta trebuie luat, adică... Nu se pune problema. Bă, dacă găsesc un custom, eu să aibă tipul. Ăla. Dacă care iau carul.
Grazie. Come on! Uite, nu sfârșit o cască de doi, doamne, cât am căutat casca aceasta de doi. Bă, gloanțe avem destule, nu mai au. Tată, se apropie zona și eu nu văd în cot. Bă, mi se pune să o văd drop. Ok, a început ploaia, ia, perfect! Îți, Johnule, perfect, ne-a dat cu ploaie. Să mă duc la casă, nu. Nu știu. Ar merita să mă duc aici, e o oază ceva. Zic să mergem, că până la urmă sunt și într-o zonă mai ridicată, mai sus. Și pot să văd ușor dacă nu e ceva pe pod. Da. Și încerc să îmi gândesc, pentru că având că erau doi, și țin în partea aia, pentru că era unul care a tras după mine și încă unul. Oh, shit, AVM. Am înțeles, băieții forță pe arme. Bă, dar ce n-ai, bă, frate? Cu zgomotul ăsta, omul. Că n-a trecut ăsta într-o viteză. A, e ușa deschisă. E clar, e lutat pe aici. Sușile deschise, dar poate mai găsim chestii. Uite, cum ar fi un 4X, de exemplu. Care este foarte bun. S-a părut mie sau mă uiți pe cineva? Că mi s-a părut. Sper că mi s-a părut, că altfel e nasol. Cum e luptat, gen? Nu. Probabil a luptat omul și s-a dus spre drop. Mai ales că e aproape. Nu avea de ce să rămână. Cum se vede că s-a putea să aibă chestii. Ce veste de 2? Mi-a stricat și vestea de 2 tipul ăla? Serios? Ok, zona vine. Eu sunt în zona, să zicem. Mă, câte dropuri. Ce să-i văd? Vezi? Ok, oricum suntem în zona, deci nu prea ar trebui să ne facem probleme. Casa asta cred că am lutat-o, n-are rost. 100.000 dacă astea au fost lootate și astea au fost, probabil. Să vedem un control. Ok, o să fie nasol despre Paradise Point. Mă mănâncă nasul, e clar. E clar, mă vezi, dacă mă mănâncă nasul. Nu rezonat acolo. Oho, eu sunt la level 3, bun. Bun, bun. 2X, deci nu înțeleg de ce mi-a 2X-ul ăsta în continuu, dar... Mort. Mă, ce dracu, chiar așa. Flash de AR, energy. Ce mai avea om? Mai glanțe de AK, dar pentru ce? Ok, avea și AK, da. Never mind. Okay. Primul om pe care l-am întâlnit și aparent l-am bătut fără probleme. Încă un chick pad de sniper. Iar mi-a luat 2x și 3x. A luat acum. Dude, serio? Pentru ce n-ai bă mea 2x, 3x? Ok. Dude, încă un ghiozdan de level 3? Nice. Ce să zic? Mișto, pe bine pe ghiozdane. În zona asta. Vine zona. X.
Ok, să mergem spre zona unde am pus eu nu e bine, dar mă duc așa. Prost sunt prin orașul ăsta sau 14 munte, 100 nu e. 14 prin pădure. Dar măcar suntem în ultimii 10, ceea ce e perfect. Perfect, dar hai să ne concentrăm puțin, hai să încercăm să câștigăm. Încerc acum. Nu știu dacă o să-mi și iasă. Sunt cam la margine aici și nu-mi place. Măcar nu sunt în zonă. De-abia acum sunt în zonă. Dar nu cred că e bine că o să mă cam prindă băieții la mijloc. Dacă e așa. Ok, s-a oprit ploaia și am avut un lag spike. Of. Eu sper să-i văd, adică eu mă uit așa. Trebuie să fie aici în Paradise Point, cel mai probabil. Fie băieți pe aici ascunși. Și nu o să-i vadă nimeni. O să cer să mă duc încolo, cât mai departe de el, de zona asta. Nu știu, poate ținem și noi bătaia pe aici, pe câmp. Nu pe... pe alte părți. Nu ce zic, cască 2, vestă 2, e ok. Chiar e ok. Aha, te-am văzut. See you, boy. Nu l-am văzut, iar, deci nu am văzut de boscheți. A, am înțeles, era un boschete, el, în sine. Sup, dude, serios, m-a văzut tipul ăla. Da, mă, băieți, am încercat să câștig, n-am reușit, nu știu, nu mai sunt antrenat să îi văd pe cei jucători minunați. Dar dacă v-a plăcut episodul, măcar am rămas în ultimii 10, deci ceea ce e super ok. Dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați butonul de like, dați un share neapărat să ne ajutăm cât mai mulți pe acest canal, să începem să fie acolo activitate la nou, pentru că eu am început activitatea, dar trebuie să începeți și voi să vă uitați. Dacă vă place, nu vă oblig, eu asta îmi doresc să vă uitați cu plăcere la clipurile mele. Da, nu uitați că aveți grupul de Discord în descriere, de asemenea și contul meu din Instagram, să dați un follow dacă vreți să vedeți ce se mai întâmplă prin viața mea, mai vedeți o poză cu mine o dată, deși e destul de urât în poze, părerea mea. Da, cam asta a fost. Ceau, bă, pa, pa!